La sediul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin din Reșița, precum și în circumscripțiile oficiale, a fost instituită permanența de sărbători. Până pe data de 30 decembrie, la nivelul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin și al circumscripțiilor sanitar-veterinare oficiale, este asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La sediul DSVSA este afișat programul de lucru cu numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza abateri de la normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. În perioada 29 noiembrie, 30 decembrie, la nivelul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor Caraș-Severin și al circumscripțiilor sanitar-veterinare oficiale, va fi asigurată permanența, inclusiv în zile de sâmbătă și duminică. Este afișat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și număr de telefon la care consumatorii pot sesiza abateri de la normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. De asemenea, la nivelul DSVSA Caraș-Severin și al circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale vor fi afișate locațiile și informațiile utile consumatorilor în ceea ce privește efectuarea examenului pentru identificarea parazitului Trichinella spiralis în carnea de porc. Așadar, cetățenii care doresc să sesizeze neregulile din comerț se pot adresa direct inspectorilor instituției, fie prin deplasarea personală la sediul instituției, fie prin apel telefonic la numărul de telefon pus la dispoziție 0255 231 004.